domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu prevederile articolului 133.1, articolul 134, aliniatul 1, litera A, aliniatul 3, litera A, din OUG, numărul 57/2019, privind codul administrativ, a fost convocat în ședința ordinară prin dispoziția numărul 27 din 26.1.2023, emisă de primarul Comunei Cluj-Napoca, pentru data de 31.1.2023, orele 10, care avea următoarele ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind analiza anuală a activității compartimentului agricol-cadastru și stabilirea măsurilor pentru eficientizare activității compartimentului. 2. Proiect de hotărâre privind planul anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care testează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2023, pentru punerea în executare a sentințelor civile penale cu obligația de muncă remunerată în folosul comunităților pentru persoanele sancționate condamnate. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale a achizițiilor publice și programul anual de achiziții publice pentru anul 2023. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a UAT Comuna Cluj-Napoca. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de preluare în administrarea temporară a suprafeței de 30 de metri pătrați și ocuparea definitivă a suprafeței de 60 de metri pătrați aflată în domeniul public al Comunei Strugar. 6. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziției numărul 2/5/2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrată în anul 2022 din excedentul bugetului local al anilor precedente. 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al UAT Comuna Cluj-Napoca în domeniul public al Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constantin Enea al județului Bacău, Maior, a imobilului teren, suprafață de 3.900 m² situat în comuna Cluj-Napoca, județul Bacău, scris în cartea funciară numărul 65.502. 8 diverse. Să punem la vot ordinea de zi. Ce este pentru? Se abține cineva? Vreau să vă abotivă? Și pun 15. Da. Da. Așa. Înainte de aceea, asta s-a vizionat. Da? Aici. Decembrie 2022, la ședința ordinară, așa pe urmă ședința extraordinară 29 decembrie 2022 și ședința extraordinară din 30 ianuarie 2023, adică de ieri. Sunt pe site, nu procedurile verbale. Da, mai puțin asta ultima, da. Asta știți că nu s-a... Asta de ieri, da. În rest au fost puse, vi le-am transmis și dumneavoastră, mai puțin asta, dar și pe asta, dacă aveți pe voi, oricum asta se pun pe, după aprobare, o să le pun și pe site. Da, vă rog frumos să spuneți la aprobare, dacă... Împotrivă, abține? Nu am 15. Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi și anume 1. Proiect de hotărâre privind analiza anuală a activității compartimentelor agricol-cadastru și stabilirea măsurilor pentru eficientizare a activității compartimentelor. Prezintă doamna Margareta Stăpânu. Da, e un proiect de hotărâre cu activitatea compartimentului agricol-cadastru și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității conform. Și măsurile pentru eficientizarea activității anexa 2. Dacă aveți, vreau să vă prezint un piculeț, dar cred că a scris studia și materialele. În anul 2022 au fost efectuate număr de 375 operațiuni privind modificarea registrului agricol, un număr de 132 de mențiuni cu privire la cererile pentru deschiderea masei succesorale. Au fost eliberate 2300 de adeverințe în conformitate cu datele din registrul agricol, 6 dosare întocmite cu privire la legea 17 din 2014, oferte de vânzare terenuri agricole extravila. Au fost vizate 1020 de cereri pentru încălzirea locuinței,
eliberate 87 de situații cu privire la anexa 1 și 2. S-au fost eliberate 53 de anexe, 151 privind notificarea posesiei. Înregistrate și descărcate un număr de 200 de contracte de arendă, 5 dosare pentru corectare titlului de proprietate și întocmite schițe de încadrare locuințe pentru EON 12. Dacă aveți alte întrebări. Știam că erau inițiate informatizarea, digitalizarea este compatibilă. S-ai făcut un lucru nou. Pentru că ei lucrează pe un program SOBIS. Așa o să preia, probabil, când o să se digitalizeze, o să preia... Da, este discuție. O să preia toată activitatea noastră. Deci activitatea Departamentului Agricol e... Modificările sunt pe bază declarației și nu mai avem un format fizic, le avem în format electronic. Deci totul este... Domnule, să după ce bagă gazele, după aia... Scanate. Proiect de hotărâre privind planul anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care efectuează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2023 pentru punerea în executare a serviciilor civile legale cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate sau condamnate. Prezint tot eu pentru că activitățile de la compartimentul de asistență socială. Așa, sunt planul de acțiuni pentru beneficiarii de ajutor social. Au fost transmise prin e-mail asta. Dacă aveți alte întrebări, deci curățare, igienizare spațiilor sunt trecute aici, care trebuie să le avem la început de an pentru orice verificare la compartimentul de asistență socială. Asta trebuie să le avem. Plus activitățile care desfășoară și persoanele condamnate, deci la ce activități vor fi supuși pentru a-și face orele în folosul comunității. Aveți propuneri și eu? Întrebări la voi. Dar sunt lucrări destul. Da, sunt. Da, sunt. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale a achizițiilor publice și programul anual de achiziții publice pentru anul 2023. Pe listă numărul mare, doamne de lucru. Da, este vorba de plan anual care prevede majoritatea investițiilor cadrului propuse. Cred că aveți și anexele care dacă aveți trebuie. De ce investiții totuși se fac? Ei sunt în anexe aici, trecut. Dar și urmare, dar și propune. Păi este înființarea de apă și canale, gazele, sunt drumuri, sunt asfalt, toate proiectele din PNRR care se trec acum caburile și toate. Sunt trecute cu cap aici. Sunt multe. Și le spun pe toate. Dar din fonduri proprii? Nu sunt toate din fonduri proprii, sunt cu coparticipare. La orice proiect avem și eu mică coparticipare. Nu, eu am întrebat dacă faceți ceva și din fonduri proprii. Da, vor fi și din fonduri proprii, sigur. M-ai întrebat pentru că erau scrise cu minte de mijloc. Da, așa e, că nu am pus în încadrez. Păi nu am pus în încadrez. Da, n-am pus să le spot, pentru că așa e formatul lor. N-am pus să le măresc. Îți trebuie cu tot de la Twitter-ul. Și îți arăt. Să punem la vot, cine este pentru și abține. Trecem la punctul 4 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de vindere și cheltuieli pentru anul 2023 a ADP-ului Comuna Băjor, prezintă domnul primar Vasile Lupe. Domnul primar. Pentru anul 2023, conform legii bugetului de desfășurare, administrația finanțelor publice nu s-au repartizat sumele pentru finanțarea
anului 2023. Urmează că și Consiliul Județean are ședința astăzi, să nu mai repartizeze o parte din sume, ci trebuie să vină de la ei. Plus veniturile proprii, care la noi, dacă în ultimii 2 ani am depășit 97% în încasări proprii, mergem la nivelul încasărilor din anul anterior, adică anul 2022. Veniturile totale al bugetului anului 2023, în sumă de 12.661,31 de lei, cheltuielile totale 13.661,31, cu deficit de 10 miliarde, ce am avut rămas la anul 2022, ce-l utilizăm pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare în anul 2023. Așa au rămas. Da, anul trecut am avut un excedent. Un milion de lei, nu? Da, am avut un excedent. Deci miliarde mic, un milion de lei, noi. Da. Așa bine. Ca și investiții propuse, sunt cele care le avem de în finanțare de anul trecut, grădinița, dispensarul, că nu s-a terminat toate cheltuielile pentru aprobarea proiectului, ca să poată intra în finanțare. Dispensarul de la Pustia? Nu, dispensarul de la Pustia în momentan, că avem. Să vedem dacă încape în funcție de ce să nu mai alocă și Consiliul Județean. Ar trebui și ăla să intre în renovare, pentru că propunem, sunt foarte multe. Dar ar trebui să avem și veniturile necesare. E adevărat, sunt foarte multe proiecte care... Extinde. Sunt foarte multe proiecte care o să se deruleze prin PNRR, Angel Salini, dar în funcție de cum intrăm și noi la finanțare. Masa bogăția. Așa sunt pâine. Pentru drumul ăla care am preluat la Scoția, pentru Consiliul, pentru un drum comunal, trebuie ascuns ceva pentru că dacă te plănești de fonduri. Da, sunt prevăzute. Da, pentru asta cu gaz. Și ca să lăbărești pe domnul Bășescu? Trebuie din tabulare pentru ce trebuie noi să fie. Domnul Bășescu, dacă trebuie acte adiționale sau pentru gaze, sunt de acord, să știți. A bine, că asta o să urmeze, dar... Mă, ce mă cumpleci la numare, nu? Nu, că dacă mă întâlnesc, trebuie să-l cumplece. Noi facem o hotărâre și până dau și eu hotărâri prin care sunt de acord și ei să ne să putem trece cu rețeaua și să ne dea această prapate de teren. Secțiune de dezvoltare înregistrată în anul 2022 din excedentul bugetului local al anului precedent. Prezintă doamna Hanuca. Ce? Nu, e cu o dispoziție prin care s-a rectificat... Da, s-a rectificat bugetul local al anilor precedenți din excedent. S-au făcut niște... Da, deci în prima dispoziție s-au făcut rectificări de buget și acum trebuie să o validați dumneavoastră. Da. Cine este pentru? Și abține cineva? Trecem la punctul 7 de pe urmea de zi și anume proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al UAT Comuna Prăjol în domeniul public al Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru situații urgente Maior Constantin Iene ale județului Bacău, a imobilului teren în suprafață de 3.019 m² situație în Comuna Prăjol, județul Bacău, înscris în cartea funciară numărul 16.502. Prezintă domnul Procopau. Da, este vorba de terenul din spatele căminului cultural de la Prăjol.
Înființăm subunitatea de pompieri și trebuie să predăm terenul Ministerului Afacerilor Interne pentru că ei vor prelua și ei vor face investiția privind subunitatea de pompieri. Îl predăm și după ce fac construcție, noi îl preluăm. Să-i la vot. Trecem la punctul diverse. Cine are cuvinte? Mai e foarte multe probleme cu câinii peste tot toată țara, dar nu știu. Și puțin acum în zona Târgului la Câmpie. Și la Târgului la Târgului. Dar unde nu sunt? Domnul Mășescu are dreptate. Totuși ar trebui luat de măsuri, doar de măsuri, pentru că nu știu niciodată. Să facem o adresă la cei de la Icarisar sau nu știu, să găsim o măsură. Să facem un proiect de hotărâre, trebuie să facem o hotărâre cu regulament, cu tot, cu model de contract, cu toată activitatea care i-ar trebui. Ar trebui făcut ceva mâncare, că doar în fiecare. Devine lumea, la mea, Câmpie este lumea cu mâncare și de la poartă. Păi da, ea este prost. Da, da, ce se face? Cum se dă? Da, e pistit tot. Da, dar faci un rău, că eu nu pot să las copilul să fie la școală. Că pleacă dacă uite. Și el vrește să-i lucreze. Stă la poate și te poște. Să duci mai la bară. Eu am întâlnit să-mi văd 5-6 când greu, au fiecare zi. Adă, păi nu zile, bapă. Poate, poate. Da, nu poate. În schimb și firma lui Calisaj, dacă vine, îi ia, a doua zi, îi da, a doua zi, iar și alții înapoi. Dar măcar sistemizează. Îi ia pe aceștia și i-ar duce pe alții. Altfel. Totuși ar trebui să găsim o soluție să... Acum, măi, Adrian, noi dăm mâncare la debari, ca acolo în coastră. Dă mâncare, frumos. Fac și eu, și eu comentez, fac, dar are dreptate domnul Pășescu. Ar trebui la... adică noi, o soluție, fiecare. Noi vorbim, dar noi... Ce vrei să prezentăm? Dana plătește, eu plătesc, la mobilă se plătește și câteva becuri afară. Că tot domeniul public, cum este întâmplat asta, ar trebui totuși, nu trebuie să consumi Dana de la ea, sau în moment ce e domeniul public și drum public, circulă mașini noaptea, la la altul, se duc. Și nu este iluminat. Nu, am eu atâta. Ai de la tine. Am voi două... Adică două, trei becuri, nu ar fi o chestie. Și tractorul ar trebui să umple o leacă, nu e problemă, că tot domeniul, niciodată nu a intrat în 6-7 ani. Dar nu a trecut tractorul pe niciodată, se zicea niciodată. Deci nu credem așa față, sau 100%. Îți votuși astea, îți duce de fiecare oameni care îți urmă încolo, nu? Da, dar nu ar fi un principal. Așa e, dar eu am trimis mașina pe dealul pe jos, coboară pe jos. O fi coborât mașina, dar nu trebuie un tractor. Nu, atât. Nu? Da. Drepturi și obligații. Obligații, da. Bine, cu toate proiectele de opioide, deschid pe care nu se de obicei, am o